dragi prieteni, din nou cei la surpriză la tine acasă, înainte de a merge spre oamenii dragi, să le cânte la mulți ani, să salută cu dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru faptul că aveți atâta răbdare în decurs de 4 ani și jumătate să fiți alături de noi și să ne urmăriți. Vă invităm din nou și în satul Frumușica, Raionul Fălești, să mergem spre doamna Ana, care face o frumoasă vârstă de 40 de ani. Un jubileu frumos și noi cu drag aducem vârsta dumneei frumoasă, în răsare aromată, din care va gusta cu oamenii dragi, să-i cântăm la mulți ani, să lăsăm emoții frumoase, să o felicităm din partea oamenilor dragi care sunt departe și astăzi, din păcate, nu pot să fie alături de ea. Mergem în ograda unde deja suntem așteptați cu oamenii dragi, sufletul care au venit să-i spună la mulți ani și desigur venim și noi să-i cântăm la mulți ani. Haideți cu noi! La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, Domnul face să ne ție. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Ana, să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți. Bună seara și bine v-am găsit. Cine vă ține așa strâns alături? Mama soacră. Mama soacră? Ei, mai rar așa vedem. Salutăm prezența tuturor oamenilor care mai întâlnim prin ograda dumneavoastră. Venim cu drag să vă spunem la mulți ani din partea cuiva care ne-au rugat să venim spre dumneavoastră. Avem mai mulți oameni în față și o să mai spun încă o dată bună seara tuturor. Bună seara. Mulțumim din suflet, ne-ați primit în ograda voastră și ne-ați deschis portița. Noi venim aici cu drag, surprize. Am cântat la mulți ani în partea celor care ne-au rugat din suflet să venim și atâta timp cât aveți sărbătorit în ograda, fiți buni și așteptați oaspeți azi. Ce să facem? Poarta trebuie să fie deschisă pentru toată lumea care vine cu gânduri bune și senine. Noi venim și noi, cel puțin ne stăruim să fim oameni care livrăm niște emoții frumoase și gânduri bune din partea oamenilor dragi care stau cu gândul la cei de aici care au sărbători frumoase și apelează la surprize să le facă viața puțin mai cu un licăr de fericire în sufletel și în ochișori. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă intriți din partea cui venim noi și cine ar fi persoana care vrea să vă facă la această vârstă frumoasă sărbătoare. Nu a fost greu de găsit, așa? Nu. Păi mie nu-mi place, dar când mă duc din partea la una așa, dar tot neam, știi? Tot Rusia. Așa. Eu am o listă de oameni dragi care la final chiar am să o dau citire, să nu-i încurc pe cineva, dar ați spus corect, e vorba de surori, mama, frate, ce mai aveți acolo, sunt mai mulți. Eu am să-i am o listă, vă zic, ca să nu-i omit pe niciunul și să nu fac supărare, am să-i citesc. Atâta timp cât ajung la lista lor, vreau să vă înmân cifra dumneavoastră frumoasă, cei 40 care v-au dat astăzi în ușă. Să aveți la fel de frumoși și aromați cum este și torta de sărbătoare, ani frumoși, colorați, floarea de sărbătoare la fel va aparține. Am să o dăm mamei soacre, soacre, așa, degeaba vă ține frumos aici. Așa, pentru că la cumnat avem un coniac, iată așa, ați văzut și rude, aveți toți în tine. Sigur, am înțeles că sunteți pe aici cole. Semn de grijă din partea la toți, vitamine. Cât mai mult vitamine, alimentație corect pentru, corect și sănătos pentru un bebel sănătos. Ați mai stat să luați pentru totul în jos. El e foarte bun și așa. Așa, și pisica. Vrei și tu în surpriză, așa, du-te acolo dacă vrei în cadru. Noi din partea oamenilor dragi, să-mi dai telefonul tău. Vreau să spunem la mulți ani, să fiți sănătoase, în primul rând, să aveți parte de clipi frumoase și senine. Dați floarea un pic mai jos, că nu se vede mama soacră. Mai jos. Mai jos dați-o. Apucați-o de peliculă, așa, și țineți-o jos. Iată așa. Mai jos. Iată așa. Să vă bucurați de familia frumoasă, să vă dea bunul Dumnezeu o sarcină ușoară, o naștere ușoară, fără primejde. Să aveți parte întotdeauna de uși deschise, de oameni dragi care vă stimează, care vă iubesc și tot așa ușa deschisă și poarta deschisă să o lăsați și pentru cei care sunt departe, din păcate, care rând pe rând s-au tras acolo la Rusia
și cumva mai mult sunt acolo decât sunt aici, probabil. Dar cu gândul, cu dorul și toată dragostea, sunt aici întotdeauna, plâng oameni dragi spre care am mers și noi în nenumărate rânduri. La fiecare om drag ne-au oferit ocazie și ne-au trimis să le spunem la mulți ani. Și am zis că am să dau citire și liste care ne-au rugat din suflet să-i pomenim. Să-i pomenim de bine, căci ei sunt organizatorii frumoase surprize. Între timp, dumneavoastră, vreau să vă rog din suflet, dacă aveți ceva să le transmiteți aici, aveți toată ocazia să vă uitați și să le transmiteți un mesaj. Mulțumesc lor că s-au făcut greși pentru mine și mulțumesc că mi-au făcut așa surpriză neașteptată și le aștept acasă. Să vie să vadă micuța. Să dea bună Dumnezeu. Și mulțumim foarte mult, mult și cu a lor stăruință. Le așteptăm acasă. Sănătate. Să știți că surpriza vine din partea mamei Silvia, sora Maria, sora Tamara, nepotul Dima și fratele Igor. Mai bine ca mine, știți cine sunt aceste persoane pentru dumneavoastră, ce dor vă poartă, ce dragoste nutresc în sufletul lor pentru dumneavoastră și vă doresc tot binele din lume și astăzi, dacă este sărbătoare și ați văzut deja că a sfint soarele și v-ați gândit că oamenii poate au uitat de dumneavoastră, nu au uitat, au vrut să vă prindă așa într-un... într-o atmosferă frumoasă, cu oamenii dragi care au venit spre dumneavoastră, mi-au spus așa că trebuie să fii și mama soacră, trebuie să fii și soțul, nu geaba au avut grijă de toți, îi bucură pe fiecare. Așa, noi vă lăsăm cu bine, sănătate, bucurii și încă o dată sarcină ușoară și un bebeluș cât mai sănătos. Seară minunată să aveți, toate bune, tot drag. Mulțumesc dumneavoastră că v-ați obosit, că v-ați dacă e de stăruit, cu mare drag. Dacă e de obosit, nu e obosală. E un lucru frumos pe care mergem întotdeauna cu mare drag. Seară frumoasă! Casa Carol.